Domnule, mulțumesc că sunteți prezenți la conferința de presă cea mergătoare începutului de Liga a doua. Ne bucurăm să fim cu toții împreună și, evident, sperăm să fie foarte multe lume la meci. În fața dumneavoastră sunt, în ordine, directorul sau președintele clubului nostru, domnul Dan Colestiuc, antrenorul principal Florin Maxim, capitanul echipei Marius Chindri și una dintre noutățile din această vară, Mihai Carisar. O să-i rog pe fiecare pe rând să spună câteva cuvinte, apoi e liber de întrebări. Dan? Da. Bună ziua! Începem un nou sezon, de data aceasta într-o ligă superioară, ceea ce noi ne-am dorit de foarte mulți ani, de 15 ani așteptăm acest moment. Bucuria este mare în tot orașul și de aceea foarte în serios am luat-o și noi ca și club și jucători. Echipa s-a pregătit exemplar. Vrem să facem o figură foarte frumoasă în acest sezon. Asta nu înseamnă că trebuie să punem noi o presiune în plus pe băieți, doar că ceea ce au demonstrat ei până acum, din jocul lor, ne-a arătat că și în Liga 3 era o echipă, de fapt, de Liga 2, prin jocul care l-au prestat. Ne-am propus ca în acest an competițional să ajungem la final în play-off, deci să ne calificăm în play-off. Nu pentru că oricum anul acesta nu avem dreptul de a promova, dar noi vrem să ne facem pregătirile necesare pentru următoarele sezoane, ca atunci când va fi momentul să fim o echipă foarte matură și să atacăm promovarea în Liga 1. Noutățile cred că ar fi cel mai bine să le spună Max, pentru că el este mai aproape de ei și cunoaște mai bine. Noi suntem doar cei care trebuie să stăm în spate să asigurăm condițiile necesare pentru bună desfășurare a campionatului. Max? Vă salut și eu și mă bucur că suntem aici, în fața primului meci de Liga a doua. Cum a spus și domnul președinte, subscriu. Ne-am dorit cu toții, cred că nu numai noi din orașul Hunedoara, cât și tot județul, să avem o echipă și la Liga a doua. Va fi un sezon de Liga a doua. Aici am trăit două sezoane la Liga a treia. Am format echipa gândindu-ne la o promovare. Aceasta a venit în vara acestui an. Am mai completat lotul cu niște jucători unde credeam noi că avem nevoie. Velisar, Manolache, Antonov, Lică. Am mai adus încă un fundaș central de perspectivă de la Petrolul, Nicolae. Copiii din curtea noastră, Lupușor, care a fost alături de noi, Ion Sebastian. Ne-am făcut un lot competitiv pentru a ne propune să câștigăm fiecare meci în parte, cum îmi place mie să spun. Obiectivele, e normal să-ți trasezi niște obiective mărețe, pentru că dacă îți propui puțin, obții puțin. Așa gândesc eu și așa văd lucrurile. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, dacă vreți să ne adresați ceva întrebări legat de perioada care urmează, sunt jocuri cu echipe tari, sunt multe care își propun să acceadă în play-off. Bineînțeles că nu aveam cum să ne propunem să ajungem în play-out, pentru că dacă nu parcurgi o perioadă foarte bună și un joc foarte bun, te obligă rezultatul și ajungi în play-out. De aceea s-a și pus bază pe câteva transferuri mai bune, mai consistente, deci pe calitate, nu pe cantitate. Și ne bucurăm că ceea ce și-a propus Max s-a și înfăptuit. Așteptăm spectatorii pe care de fiecare dată i-am simțit în spatele nostru și așteptăm un număr foarte mare. Interesul este de asemenea foarte mare, pentru că avem mereu telefoane și vin să-și procure abonamente și bilete la meci. O să facem și o anunț
anunț cu această ocazie că casele de bilete vor fi deschise începând de vineri, între orele 16 și 19, sâmbătă și duminică de dimineață. Și sâmbătă după amiază vom avea un stand cu echipamentul de care îl avem noi de promovare a clubului, care va fi în spatele tribunei oficiale și așteptăm după ora 18 să vină să-și procure care dorește diferite obiecte care să arate prin acest lucru că este atașat de clubul nostru și că își dorește să fie alături de noi. Avem nevoie de încurajarea lor, avem nevoie să vină număr foarte mare, pentru că în funcție de pornirea care o să avem în primul meci, băieții sunt obișnuiți cu această atitudine de a câștiga și fiind într-un număr foarte mare alături de ei, vom ajuta să treacă mai ușor peste debutul acesta de Liga a doua, care pentru mine personal, o spun foarte sincer, nu cred că ar trebui să existe la ei pentru că au un joc foarte matur și foarte consistent. Dar ne-am bucurat dacă publicul ar fi alături de noi, număr foarte, foarte mare, să le arătăm dragostea noastră și adevărata bucuria hunedorenilor pentru clubul Corvinul Hunedoara. Mihai, tu ai sosit în această vară, cum spuneam la început. Cum te-ai integrat, spune-le câteva cuvinte despre ce ai găsit aici la Hunedoara? Bună ziua, da, am ales să vin la Hunedoara deoarece este echipă de tradiție cu o istorie de 102 ani. De la prima discuție cu oamenii de aici, mi-am dat seama că stau de vorbă cu niște oameni cunoscători de fotbal și pătimași. Sperăm să, ca prin jocul nostru să atragem cât mai multă lume la stadion și de ce nu să intrăm în play-off. Asta ai spus și într-unul din primele interviuri, că îți dorești să ajungem în play-off, acum s-a reiterat această idee. Chiar se poate din punct de vedere al lotului, din vedere al tuturor lucrurilor de aici. Da, avem un grup unit. Mister, cum am mai spus, este alături de noi. Ne îndrumă și sperăm să luăm fiecare meci în parte și să scoatem maxim. Cum a fost perioada de pregătire? Ați avut rezultate pozitive, mare? A fost chiar și acea victorie la scorul FCA și poate lumea v-a luat la o, cum se spune? Sigur, cred că deja echipele au tras un semnal de alarmă când joacă împotriva noastră, dar a fost totuși, au fost niște partide neoficiale și sperăm să avem aceleași rezultate și meciurile oficiale. Eu aș vrea să mai adaug faptul că din moment ce suntem televizați din prima etapă, înseamnă că Federația Română de Fotbal și Liga împreună, deci ne-au luat, ca să zic așa, foarte în serios a ceea ce am declarat noi, că vrem să ajungem în play-off și interesul lor pentru noi este din prima etapă, de aceea ne și televizează și ca și un fapt divers, să zic așa, noi, Corvinul Hunedoara în Liga a doua, suntem al treilea brand ca și valoare, fața noastră fiind doar Steaua și FC Argeș. De aceea zic eu că pe bună dreptate ni s-a dat această favoare să ne televizeze din primul meci. Ceahleu, Piatra Neamț sunt și ei o echipă fostă divizionară, care și ei doresc foarte mult, din câte am înțeles, să ajungă cât mai repede în Liga 1. Cel mai bun să câștige și așteptăm, iarăși vreau să spun, în număr cât mai mare publicul să vină alături de noi, chiar dacă meciul este televizat. Marius, câteva cuvinte despre perioada de pregătire, cum e lotul în rolul pe care l-ai de capitan. Noi glumeam înainte și spuneam că cine își dorește să promoveze trebuie să te contacteze. Ai fost la o nouă promovare, dar acum lucrurile sunt diferite. Mergem în primul rând. A fost o perioadă benefică de pregătire pe care am tratat-o foarte serios. Cel mai important este că n-am avut accidentări. Am dus la bun sfârșit perioada de pregătire. Însă acum urmează startul campionatului și trebuie să fim pregătiți să avem aceleași rezultate pe care le-am avut și în trecut. Vom trata fiecare meci la victorie. Toți băieții sunt focusați și canalizați pe ceea ce avem de făcut. S-a creat o emulație în urma meciurilor de baraj pe care le-am susținut cu
cu stadionul plin. Cred că lumea este dornică să vadă, să revadă Liga a doua la Hunedoara și cred că și noi suntem pregătiți să ne ridicăm la nivelul așteptărilor pe care le au toți cei care vor veni la stadion și cei care ne urmăresc la televizor. Care e atul echipei noastre? Cred că atul echipei noastre este grupul pe care l-am format aici în urmă cu un an și cei care au venit noi s-au integrat foarte, foarte ușor, pentru că majoritatea care au venit ne mai știam împreună, cu Mihai, cu Lică, am și reușit să promovăm împreună la Petrolul în Liga 1. Și cred că grupul i-a absorbit imediat și nu a fost nicio problemă legată de acomodarea lor aici. Întrebări de aveți? Despre stadion, ce se știe? Va fi demolat? În curând, unde aveți jucat, da. Despre stadion e clar că lucrurile merg înainte. În momentul de față se face proiectarea pentru demolare. Vom aștepta, din câte știm, s-a amânat licitația pe data de 11 septembrie. Așteptăm să vedem care este câștigătorul licitației, după care vom intra noi cu proiectul pentru demolarea lui, să vedem care va fi perioada. Cel mai probabil vom juca anul viitor la Călan, imediat după începerea campionatului. Eu sunt foarte preocupat să ajung și la Călan și să văd care sunt condițiile de acolo ca să ne luăm măsuri de precauție pentru a putea să omologăm și acel teren. Am avut deja câteva discuții legate de acest lucru cu Federația Română de Fotbal și Jandarmeria Română, care iau un cuvânt greu de spus în omologarea terenurilor și ne vom pregăti să fim, am ales varianta asta, bineînțeles că o să avem puțin de lucru la ea, că este cea mai apropiată de hunedoreni. Adică să nu găsim un lucru mai comod pentru noi și mai greu de accesat pentru public. De aceea am zis că cel mai bine ar fi și pentru noi și pentru ei să fim aproape la Călan. Deci cam asta ar fi legat de stadion, de construcția lui. Și așteptăm cu nerăbdare să înceapă demolarea, să înceapă reconstrucția lui și să avem și noi un stadion așa cum merităm ca și brand. Max, o întrebare în două puncte. Cum îi simți pe băieții înainte de debut și, evident, să ne spui câteva vorbe despre cea plău pe care l-am văzut. Pe băieți i-am simțit bine din prima zi, de când ne-am reunit și ei, cei care au venit ușor s-au obișnuit la metodele mele și ale noastre, ale staff-ului, pentru că doresc și astea le discut cu ei în vestiar. În momentul când ne vedem la stadion, că e luni după zi liberă, eu vreau toată lumea să fie focusată și atentă, pregătită, pentru că pot interveni accidentări, ceea ce noi nu prea n-am suferit anul acesta, probabil venind și pe fondul ăsta de concentrare, nu că îi ținem într-o tensiune, sau, dar îi obișnim un pic din prima zi, de când ne vedem după zi liberă, îi obișnim cu competiția și în antrenament. Ei mi-arată lucrul ăsta zi de zi, fiecare luptă pentru postul său în echipă. Echipa de-aia are un lot de 20-21 de jucători plus portarii, pentru că echipa e în continuă schimbare și cumva ei alcătuiesc primul 11. Ei am simțit bine, eu cred că și ei s-au simțit bine împreună cu conducerea, cu toată lumea, am încercat să le oferim și eu zic că am și reușit să le oferim niște condiții bune de pregătire, niște condiții bune de refacere, ne-a permis și vremea, am făcut mai mult pe terenul principal să se și acomodeze puțin cu terenul, cu suprafața de joc. Eu îi simt bine. Tocmai de aceea discuțiile și individuale și de grup sunt în acel sens, pentru că în momentul în care te pregătești bine și dai totul la antrenament, așa se va întâmpla și la meci, nici adversarul nu aleargă mai repede decât tine sau are o forță mai mare decât a ta și jucătorul trebuie să vină la meci
focusați și cu lecția bine învățată. Cât ce informații le dăm despre adversar, ei să încerce să pună în practică și să vină și cu ceva în plus. De-aia am ales să aducem jucători, eu zic, niște jucători foarte, foarte buni de Liga a doua, cel puțin. Veli aici de față a jucat foarte bine și a atras atenția echipelor mari când a jucat în prima ligă la Gaz Metan. Un jucător bun pe care mi l-am dorit și a dorit și el să vină. Băieții, cum să pornim de la faptul, lucrul ce m-ai întrebat prima dată, eu îi simt foarte, foarte montat și foarte bine. Deci pe Ceahlăul? Ceahlăul avem câteva informații, dar sunt și ei în schimbare, au adus 9 sau 10 jucători, dacă nu mă înșel. Și ei sunt la început, dacă luăm lotul după nume, au niște nume și ei, la fel, sonore, dar mie îmi place să cred că nu joacă numele și chiar dacă ai niște jucători de valoare, asta trebuie să o arate ei, în primul rând, în joc, pentru că nu joacă foaia, lotul și numele, din punctul meu de vedere. Ceahlăul, cumva, e o echipă, la fel ca noi, nouă promovată, o echipă cu tradiție, ați văzut și la ei, a fost o emulație, la fel ca și la noi, în jur de 10-11 mii de spectatori, dornici de fotbal. Va fi un meci, eu zic, plăcut, pentru că știu și echipele domnului Pustai cum sunt domn profesor, era la bază un profesor de matematică și organizează foarte bine jocul, dar eu cred că avem niște soluții pentru acest meci. Da, nu în ultimul rând aș fi vrut să aduc aminte și faptul că cele două instituții mari, Primăria Municipiului Hunedoara și Consiliul Județean, sunt alături de noi și asta e un lucru foarte important, ne-au sprijinit, nu numai financiar, ci și logistic. S-a văzut și săptămâna aceasta pregătirile care s-au făcut și la stadion. Și mulțumim pe această cale pentru că avem nevoie în continuare de sprijinul lor și s-a văzut că atunci când sunt alături de noi și noi avem altă motivație și suntem mai bine, stăm mai bine, cum să zice, în ghete. Adică ne place să știm că suntem susținuți de cele două mari instituții. Cu această ocazie fac invitație și altor sponsori care doresc să ajungă alături de brandul Corvino, lângă noi. Am avut și câteva discuții, dar care deocamdată, până nu se concretizează, probabil că într-o altă conferință de presă să le anunțăm. Și eu zic că e momentul ca acum să vină și ceilalți care iubesc echipa Corvino să vină alături de noi și să ne susțină. Vă mulțumesc! Mihai și Marius, cum vedeți meciul cu Ceahlăul? Cât de mult contează că e un duel al nou promovat? Da, va fi, cum ai spus și tu, două echipe care au promovat sezonul acesta în Liga a doua. Eu zic că grupul face diferența în Liga a doua și cred că avem un grup foarte bun aici la Corvino. Va fi un meci destul de greu, care echipă se va, cum va intra mai bine în meci, cred că va face diferența. Sperăm să fim noi aceia. Au, cum spunea și Max, câțiva jucători interesanți, unul dintre ei care îmi vine în minte e Lula, știi și din prima ligă, azi e Lula. Da, sincer spun, nu cunosc foarte bine echipa lor. Știu că este și Patrick Petre acolo, un Neicuțescu, un Ștefănescu, picior sunt foarte bun. Dar și noi avem jucători care pot face diferența și sperăm să o facă. Marius? Va fi un meci atractiv din toate punctele de vedere, două echipe care și-au dorit promovarea cu ardoare și au și realizat-o. Cred că jucând acasă, noi va trebui să facem tot ceea ce depinde de noi, să începem cu dreptul, pentru că este foarte important să începem cu dreptul și să câștigi în primul rând. Ați câștigat aproape toate meciurile sezonului trecut, am mai spus, ați promovat fără înfrângere. Ați șters cu buletele acest lucru sau mai rămâne în mental? La fotbal nu mai contează ce ai făcut ieri, trebuie să privești doar înainte și noi vom juca fiecare meci să câștigăm. Acum vom vedea dacă vom reuși sau dacă nu vom reuși. Dar gândul nostru este să intrăm în a câștiga fiecare meci pe care îl discutăm.
Aș mai vrea să spun în încheiere, să nu uităm de unde am pornit. În momentul în care am ajuns aici, echipa nu avea galerie, erau 100 de oameni la meci. Echipa s-a salvat în extremis. În acel an, când am preluat echipa, am pierdut în ultimul meci la Baia Mare promovarea, la fel după un parcurs bun. Anul acesta am reușit să promovăm, dar eu nu că îmi place să spun lucrul ăsta, așa se întâmplă până la urma urmei, că așa s-a întâmplat. Am fost toți împreună și toți am promovat. Nu a promovat domn președinte, jucătorii, staff-ul sau mai știu cine. Toată lumea a fost împreună, galeria a fost alături de noi la fiecare meci, și de acasă și în deplasare, suporterii de la tribuna oficială. Îmi cer scuze, am mai auzit niște lucruri că echipa nu se duce după meci să salute tribuna oficială. Dacă au fost la meci, au fost atenți. Cei care au ieșit în prima repriză au mai avut de făcut o completare, alergare și nu a fost un meci efectiv oficial să mergem tot lotul. Noi am avut treabă și trebuie să înțeleagă și suporterii că e un meci amical, până la urma urmei un meci de pregătire, un antrenament propriu zis, care jucătorii trebuiau să-și atingă niște parametri și trebuie să fie un pic mai înțelegători și să mergem pe aceeași linie, să fim împreună. Împreună putem să facem lucrurile să se miște. Este o declarație pe care a dat-o zilele trecute și pe care insist. Ați avut la dispoziție două echipe cu care ați evoluat în meciurile amicale. Vor fi senatori de drept, adică titular pe care veți folosi? Am spus-o, nu. Normal să-ți faci o idee despre jucători, ei sunt într-o continuă mișcare, nu că sunt sub observare, dar ne propunem ceva în antrenamente, vedem cum decurg lucrurile, cum arată ei în antrenamente, cum arată în meciuri și v-am spus, la fotbal nu-ți garantează nimeni că o să joc eu titular și în 5 minute pot să mă accidentez sau mă întors. Nu, de aia jucătorii și țin la lucrul acesta să se pregătească și în momentul în care îi va veni rândul să fie pregătit, nu să joace, să creadă că nu va avea nicio șansă. Anul trecut, dacă v-ați uitat, nu cred că a fost jucător să nu joace și din acest punct de vedere, ei trebuie să stea concentrați, să se pregătească foarte bine. Le-am și spus, intrăm portar 10 jucători, de care 2 jucători trebuie să fie sub vârstă. Trebuie să înțelegem și lucrul acesta, poate și tribuna trebuie cumva, nu educată, dar înștiințată să știe că trebuie să joace pe tot parcursul meciului, 90 de minute, 2 juniori. Și din punctul ăsta de vedere, noi, eu zic că stăm bine, chiar copiii de 2005 sunt născuți, crescuți la Unedoara și Lupușor și Ion Sebastian. Mai sunt și Predică, care a venit acum alături de noi, mai e Rafael Poceanu. Eu zic că stăm bine și acolo și ei trebuie să... Este cumva, dacă vreți, și anul lor. Sunt copii de 17-18 ani. Cumva au șansa să joace la Liga a doua. Ei se antrenează bine, sunt îndrumați și de jucătorii cu experiență, sunt susținuți că la asta țin cumva, să ne încurajăm copiii, jucătorii tineri, că au nevoie de sfaturile noastre, nu să le dăm în cap. Se vede o greșeală, se vede și când o face Kindri și când o face Velisar și ei trebuie să fie mai toleranți între ei. Nu cred că Velisar sau Kindri își doresc să paseze greșit sau să nu ia cea mai bună decizie, dar cumva Velisar a punctat bine că diferența o face grupul. Și cu cât ne tolerăm și ne cunoaștem mai bine între noi și reacțiile și faptul cum suntem până la urma urmei ca persoane și în momentul în care eu îți spun ceva și trebuie să ți-o spun pe limba ta românește, nu? Trebuie să ne cunoaștem, să ne tolerăm, să ne înțelegem, să ne acceptăm momentele mai puțin bune și cam aici să face diferența. Când eu greșesc, să pună umărul cei doi și să scoată și să mă tragă de umăr, haide, nu să-mi dea în cap că am văzut și eu că am greșit. Adică nu cred că suntem retardați să nu ne dăm seama când cineva face o greșeală. Important e și în antrenamente, ei știu lucrul ăsta. În momentul în care, eu zic că și pe parcursul anului trecut și acum, am încercat să jucăm fotbal. Chiar ne-am propus și ne propunem ceva. Să ieșim din apărare, să construim, să ajungem și în fața porții, pentru că și în fața porții, în ultimii 30 de metri, să știți că lucrurile se antrenează. Într-adevăr, ai nevoie de jucători cu
cu sclipire, deciziile le iau ei într-o apărare supraaglomerată. Trebuie să iei o decizie, trebuie să iei cea mai bună decizie, de aceea ceilalți jucători care nu au mingea trebuie să-i dea soluții. Și simplu fapt că plec și știu sigur că poate nu mi-o dă, dar nu știu, atrag un adversar, îl las pe coechipierul meu mai liber să ia o decizie, un 1 contra 1. Aici lucrurile, noi le antrenăm, băieții sunt foarte receptivi și îmi dă speranță cumva. Și anul trecut și de când am început pregătirea am fost constant bine în antrenamente. Antrenamentele nu sunt ușoare, dar sunt explicate de la început. Le și spunem timpii de lucru și vreau să-și dea fiecare silința și ieri am avut un antrenament foarte, foarte greu și ei s-au mulat bine și au înțeles rău. E un avantaj pentru echipă că primul meci este pe teren propriu? Sau pe casă? A fost primul meci de plasare din sezon? Pe jucător cred că trebuie să întrebați, să vedeți. Pe jucător. Este un lucru important că jucăm primul meci acasă, pentru că, fiind nou promovat, lumea dorește să vadă Liga a doua și atunci noi, fiind obișnuiți că am jucat și în Liga a treia meciurile acasă, cu stadion în mare parte plin, cred că este un avantaj pentru noi că jucăm primul meci acasă, dar trebuie să, cum am mai spus și mă repet, trebuie să începem cu dreptul și să câștigăm primul meci, pentru că este foarte important, mai ales că este primul meci și trebuie să arătăm că știm ce vrem de la acest început de campionat. Eu zic că totuși i-au creat cei de la Digital o presiune asupra echipei, datorită faptului că au decis așa, să transmită primul meci și să pună un program, ora 12, nu e o oră chiar foarte bună, pentru că nu preocupă de fotbal, nu ales de aplicat. La Liga a doua, ca și la Liga a întâi, televiziunile stabilesc orele de desfășurare. Ei au un program, vedem dacă va fi bună ora după terminarea meciului. Vedem totodată dacă a fost bine să jucăm acasă primul meci sau nu. Astea nu le putem ști. Cumva îți oferă un confort pentru că te-ai antrenat aici, îți oferă un confort meciurile de acasă față de meciurile de deplasare. Iar la fel, avem 10 meciuri acasă, în deplasare, iar cumva ai spune că e bine. În Liga a doua, Veli a punctat din nou bine, grupul face diferența. Echipele sunt mai organizate, jucătorii din componența echipelor sunt alții față de Liga a treia. Într-un meci de acasă, să spunem, în care tu domini și nu ți intră mingea în poartă, poți termina un meci la egalitate, iar poate fi privit ca un eșec, un meci de egalitate. E o ligă strânsă, s-a văzut și anul trecut. Dinamo București, efectiv, n-a avut nicio șansă în play-off, nu? A intrat în extremis, a jucat meci de baraj cu echipa de Liga 1 și au promovat. La fel, am văzut meciurile lor din campionat, sunt la fel, o echipă care joacă. N-au obținut niciun punct, dar e o echipă care joacă fotbal. Întoarcem, Liga a doua nu va fi Liga a treia, asta e clar, dar nu va fi nu vor fi balauri pe teren. Trebuie să fim organizați, să ne păstrăm principiile noastre, să fim în spiritul acesta, cum am arătat-o și la antrenamente, unul pentru celălalt. Intră portarul, 10 jucători, că nu mi-a terminat ideea, și mai intră încă 5 jucători pe parcurs, care depinde de ei cum intră. Intru și îmi fac treaba, trag un semnal de alarmă, poate m-am înșelat eu ca antrenor și meciul următor, în urma unei săptămâni iar bune, poți să devii titular. Dacă intri supărat și îmi întărești decizia pe care am luat-o inițial, nu faci decât să-ți faci ție rău și până la urma urmei grupului. Că facem toți parte dintr-un grup, nu cred că Velisar a venit aici titular, eu nu știu de lucrul ăsta, nici Marius, nu cred că au trecut stipulat în contract, că m-a anunțat domnul președinte. Nu cred că au așa. Ai venit că nu știu. Deci nu avem stipulat. Ei acceptă concurența, că de-aia sunt fotbaliști, fac parte dintr-un lot și alegem, eu vreau să cred că alegem un primul 11 cel mai informat atunci, plus cei jucători care intră pe parcurs să-și aducă aportul, să ne îndeplinim obiectivul. Nici Pustai nu a fost foarte vehement, a fost foarte precaut în declarații și chiar a zis că e un meci greu și că
Se așteaptă la o evoluție foarte bună din partea gazdelor, da? E normal să fie așa, pentru că și noi, în urma meciurilor, poate cumva lumea nu se aștepta. Am jucat și cu FC Argeș și cu Mioveni, două echipe care au fost în prima ligă și eu zic că am arătat bine, făcând abstracție de scor, dar am arătat bine și asta cumva poate le-am tras un semnal de alarmă și lor. În urma jocului am obținut rezultate și la Mioveni puteam să câștigăm, zic, ușor, dar fiind ultimul meci, echipa deja era solicitată, pentru că miercuri am jucat cu FC Argeș, joi și vineri, două antrenamente grele pe căldură, dar echipa a arătat foarte, foarte bine și atunci e normal să tragi un semnal de alarmă. Ei să meargă la fel, jucătorii să intre în teren cu acea ardoare și cu liniște și cu concentrare, să-și pună în practică ce au de făcut și, încă o dată, poate mă repet, să ne îndeplinim obiectivul. Dacă mi-a plăcut ceva la Max, a fost foarte mult seriozitatea cu care abordează el toate antrenamentele. Și de ce am tras concluzia asta? Pentru că urmăresc câteodată antrenamentul lor și văd că nu există. Eu știu că am jucat fotbal și mai existau momente de relaxare la jucători, mai făceam una, alta, mai eram neatenți. Deci aici mi-a plăcut foarte mult, foarte mult profesionalism și nu am văzut să existe momente în care un jucător nu este atent sau se uită în altă parte sau vorbește antrenorul și el nu reacționează. Și asta am urmărit de vreun an de zile și mi-a plăcut tare mult. Ba, din contră, câteodată parcă aș fi vrut să fie mai îngăduitor cu ei, dar mai greu cu Max la latura asta nu prea are concesii. Că eu am vorbit cu jucătorii, o oră jumate durează antrenamentul, ei sunt receptivi, o oră jumate stăm pe teren, ne facem treaba și după aceea, decât să ne întindem două ore jumate, eu mă gândesc la jucători să nu le repăs din timpul lor și ei sunt foarte înțelegători, sensul ăsta, glumind un pic. Am avut probleme și eu îi tratez, și eu am fost jucător și domn președinte, îmi place să-i tratez cum aș fi vrut eu să fiu tratat de antrenorul meu, îi sprijin, ușa mea e deschisă, am dialog cu fiecare, nu cred că a fost jucător să nu discut cu el, încerc să îl susțin, să dea maxim, că până la urma urmei acela e interes, să scoți maxim din fiecare jucător și el să dea totul pentru echipă. Acum mai este o întrebare. Extra conferință de presă. Noi, presa, cât o fi noi, 5, 6, 7, cum am putea să vă ajutăm în continuare să fie mai penetrant mesajul către spectatori? Nu știu dacă... Întâlniri mai des, poate că... Din ce am stabilit... Claudiu ne ajută, e adevărat. Claudiu, am și discutat înaintea meciurilor, stabilim o oră, o zi, în care ne vom întâlni cu presa dumneavoastră. Și pe parcurs putem să dăm, sunteți de mare ajutor, normal, și cu promovarea jucătorilor și cu promovarea echipei și domn președinte a făcut apel acum pentru... către sponsor, dacă doresc să vină alături de noi, echipa Fanion, zic eu, a județului și eu zic că după 15 ani să ai iar echipa în Liga a doua, mai ales cu construirea noului stadion, eu zic că va fi un pol important al țării, Corvinul Hunedoara. Mulțumim frumos! Mulțumim! Ce am uitat să vă zic. Mai bine. Te închizi, da? Nu, ce am uitat ieri să vă zic, asta e numai pentru noi trei aici. Voi vă cunoașteți, aveți o perioadă mai lungă de...